portarul Andrei Spiridon este de părere că cele două formații sunt de valori apropiate. Este un meci care vrem neapărat să-l câștigăm, având în vedere că e cea mai accesibilă echipă de până acum, cu jucători tineri ca și noi, de fapt, dar noi sperăm să facem diferența cu aportul publicului, care vrem să devină un număr cât mai mare să ne susțină. Pe sprijinul publicului se bazează și Alin Petrea, care se așteaptă la o replică puternică din partea oaspeților. Sâmbătă vom întâlni o echipă la fel de tânără ca noi, o echipă dornică de afirmare. Ei își pun mult bazele în acest meci, cred, la fel cum și noi ne punem bazele. Sperăm să luptăm până la capăt și să reușim să luăm cele 3 puncte. Este un meci dificil deoarece se luptă cu noi acolo la evitarea retrogradării și așteptăm publicul un număr cât mai mare să ne susțină, să fie alături de noi și sperăm ca la final să ne bucurăm împreună cu ei. Extrema echipei CSU Suceava este de părere că studenții au doar varianta victoriei, orice alt rezultat fiind periculos pentru viitorul echipei locale de handbal. Da, ar fi o problemă, deoarece ei n-au niciun punct, se apropie de noi. Trebuie să ținem pasul cu celălalt, care deja ne-au depășit. Steaua, Reșița. Fie un pas înapoi, zic eu, dacă pierdem punct sau puncte acasă. Întâlnirea dintre CSU Suceava și CSM București este programată sâmbătă la ora 17 și va fi arbitrată de tandemul Băducu-Voicu din Buzău.